pasager american îndrăgostit de albi venețieni și de Viena secolului al XVIII-lea. Romanul său vibrează de sunete, povestea fascinantă a unui muzico ne face în cele din urmă și sufletele noastre să vibreze. Moses din Clopotele percepe lumea prin sunete. Înainte de a vedea o persoană, îi știe prezența, îi o simte prin auz. Romanul scris la persoana întâi narează povestea unei vieți, de la nașterea și copilăria petrecută într-o clopotniță. O clopotniță stranie, pentru că acele clopote îi surzeau pe locuitorii satului, dar pe el parcă îl mânguiau. Mama era destul de mică încât să poată dansa sub ele, în clopotniță. Când se legăna, tâlpile se desprindeau de pe podeaua de scânduri lustruite, astfel că atunci când ciocanul lovea clopotul, îi simțea vibrația prin coroana acestuia până în vârful degetelor de la picioare. Era cea mai grozavă casă de pe pământ. Căci toate sunetele scoase vreodată erau captate în metalul clopotelor și, în clipa în care mama le vedea, dădea drumul în lume frumuseților.